Bun găsit la Întrebări și Răspunderi! Zeci de oameni, între care și persoane cu dizabilități, au protestat începând de vineri în București, Craiova, Timișoara, Mureș, Alba Iulia și Cluj-Napoca față de proiectul de buget care prevede ca autoritățile locale să preia susținerea integrală a finanțării asistenței sociale. Protestatarii sunt nemulțumiți de faptul că vor fi afectate salariile pe care le primesc asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități și ai copiilor cu dizabilități, care este explicația pentru care proiectul legii bugetului pe 2019 prevede eliminarea alocării financiare de la bugetul central pentru plata serviciilor sociale. Vom încerca să ne lămurim în această emisiune. Și pentru că nu cunoaștem decât parțial care sunt problemele cu care se confruntă familiile în care există o persoană cu dizabilități, invitatul meu este președintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Mădălina Turza. Iar prin telefon vor interveni ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, și analistul economic, Adrian Bență. Bun venit, doamnă! Bună seara, mulțumesc de invitație. Conduceți un ONG care are încă din titlu referirea la normele și standardele europene. Cred că ar fi inutilă întrebarea cât de departe suntem de aceste norme, pentru că, iată, am văzut oameni în stradă, este o categorie socială a cărei voce se face destul de greu auzită în spațiul public. Despre câte persoane cu dizabilități vorbim astăzi în România, ca să ne dăm seama de dimensiunea acestui segment de populație? În România trăiesc înregistrați oficial aproximativ 900.000 de oameni cu dizabilități, dintre care peste 72.000 sunt copii, restul fiind adulți cu diferite tipuri de dizabilitate și cu certificate sau nu. Am văzut oameni în stradă, am văzut situații disperate pentru foarte multe dintre aceste familii care se tem de această tăiere a veniturilor. V-aș întreba care este situația socială a acestor persoane, în marea lor majoritate. Da, din păcate este o situație fără precedent care se întâmplă în România în ultimii 30 de ani, aceea prin care de la bugetul central al României au fost alocați 0 lei pentru plata salariilor asistenților personali, adică părinții care îngrijesc copii cu dizabilități, pentru indemnizațiile de creștere a copilului cu dizabilitate, care sunt tot același lucru, pentru copiii din orfelinate și pentru adulții cu dizabilități din centrele rezidențiale. E adevărat, weekendul trecut, sâmbătă, am fost în stradă în 23 de județe din România și în București, într-un efort disperat al părinților și al persoanelor cu dizabilități de a atrage atenția asupra faptului că tăierea acestor bani de la bugetul central atentează la supraviețuirea acestor oameni. Este o situație extrem de gravă. E adevărat că noi nu ne auzim pentru că situația este atât de gravă a părinților și a adulților încât nu este atât de ușor să ieși în spațiul public. S-a văzut totuși această mobilizare în aceste zile, televiziunile au relatat aceste proteste și pentru că am mai spus-o, foarte puțină lume cunoaște de fapt situația reală din aceste familii, situația reală a acestor persoane, în mod special copiii. Aș vrea să-mi spuneți care este de fapt cuantumul acestor sume despre care toată lumea vorbește, dar prea puțină lume le și prezintă. Salariul unui asistent personal sau indemnizația de creștere a copilului cu dizabilitate sunt undeva în jur de 1200 de lei pe lună. Care este rolul acestor bani? Vedeți dumneavoastră, dat fiind faptul că în România statul, guvernul României, de orice culoare politică, în ultimii 30 de ani nu a luat nicio măsură pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, adică nu a creat centre de recuperare, servicii în comunitate, centre de respiro unde să ne putem lăsa 2 ore copiii ca să mergem la stomatolog, nu au creat programe, școli adaptate nevoilor copiilor noștri și mai târziu programe de tranziție spre piața muncii, atunci toată povara creșterii și îngrijirii unui copil cu dizabilitate, orice copil, până devine adult, revine pe umerii părinților. În schimbul acestui târg total injust pe care statul l-a făcut cu noi, ne dă pe lună acești 1200 de lei pentru că unul dintre părinți, în cazul fericit în care există 2, da? Pentru că de multe ori rămâne doar mama cu copilul, rămâne pe acești bani pentru că trebuie să-și părăsească viața, slujba și tot ce făcea înainte ca să poată îngriji acest copil în absența altor servicii de suport. Și atunci, tăind acești bani de la, nivel central, tu practic atentezi la supraviețuirea acestor oameni. Sunt sute de mii de familii în țara asta care trăiesc la nivelul subzistenței din acești bani. E adevărat că ei au fost lăsați în sarcina autorităților locale, ca autoritățile locale să plătească aceste cheltuieli din veniturile colectate din impozitele pe venit. Însă este greu de crezut că acest lucru se poate realiza, pentru că noi aveam sute de cazuri pe rol în instanță în care chiar și cu banii de la central veniți, tot autoritățile locale nu făceau față. Și atunci ne aflăm în acest risc mare ca în cea mai mare parte a localităților din țară, primarii și primăriile, autoritățile locale să nu poată duce aceste cheltuieli. Practic, raportându-ne la ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pentru că suntem membri, nu, ai acestei comunități, nu putem să nu ne întrebăm care este asistența socială oferită, care este sprijinul financiar oferit acolo unei persoane cu dizabilități, unui copil cu dizabilități, spre exemplu. Lucrurile, cum să vă spun, suntem la ani lumină față de tot ceea ce înseamnă țară civilizată din Uniunea Europeană și din restul lumii, și am în minte în special Statele Unite ale Americii. E adevărat, o problemă mare există și la nivelul Uniunii Europene, în sensul în care nu există o legislație dedicată pe dizabilitate. Deci nu există o directivă europeană pe care să reglementeze viața persoanelor cu dizabilități, așa cum avem în domeniul securității, în domeniul alimentației și așa mai departe. Însă, dincolo de lucrul acesta, că nu avem reglementare europeană, în toate statele dezvoltate ale Uniunii Europene, fondurile pentru categoriile vulnerabile sunt alocate de la bugetul central. Este o condiție de minimă garanție că aceste persoane vor fi protejate. Nu poți să lași în sarcina exclusivă a autorităților aceste cheltuieli și după aceea, în cazul în care aceste autorități întâmpină probleme, să facem, cum declară domnul ministru al muncii, văzând și făcând. Este inadmisibil. Cum ați traduce această recomandare? Această recomandare de văzând și făcând mi se pare o derobare de responsabilitate și de un cinism extraordinar de mare. Ieri, vreo 20 de părinți cu copii în brațe cu dizabilități grave au fost ținuți la gardurile Parlamentului în frig. Cu același cinism cu care am fost ținuți acolo, cu același cinism mi se răspunde acum văzând și făcând. Cu alte cuvinte, ați fost la aceste consultări pe tema proiectului de lege privind bugetul pe stat pe 2019. Ați participat la aceste audieri din comisii, la aceste consultări din comisii. Așa să ne povestiți cine v-a chemat, cum ați ajuns, cum ați reușit să vă susțineți punctul de vedere. Da, este, cum să vă spun, în ultimele 10 zile trăiesc într-un maraton. Deci din stradă v-ați mutat în Parlament. Da, într-un maraton cumplit, pentru că noi ca părinți, ca persoane cu dizabilități, a trebuit în ritmul guvernanților în 10 zile să ieșim la proteste în 23 de județe, să petiționăm cu mii de mail-uri Parlamentul să amendeze acest buget, să strângem 15.000 de semnături prin comunitatea de click ca să ne împotrivim acestui buget, iar ulterior să venim în fața Parlamentului pentru a fi primiți la dezbaterile acestei comisii. Nu am fost primiți, s-au purtat îngrozitor cu noi la garduri, însă în cele din urmă un deputat din opoziție a venit și a reușit să introducă o singură persoană din grupul de părinți, în speță pe mine, la aceste dezbateri, unde mi-este greu să vă povestesc cât de rizoriu și câtă bătaie de joc față de acești oameni, față de copiii noștri și persoanele cu dizabilități. Am reușit să transmit acolo mesajul nostru, însă nu am fost ascultați. Care este explicația pe care încercăm să o dăm aceste atitudini a politicienilor? Necunoașterea, reaua voință? Nu știu. Eu refuz să cred că este necunoaștere, pentru că nu e așa, toți vin din niște circumscripții electorale de unde teoretic ar trebui să-și cunoască oamenii. Din păcate, odată ajungi în aceste funcții, am impresia că se închid într-un fel de cerc și trăiesc într-o lume paralelă. Îi auzeam vorbind și am și filmat, spunând și iarăși cu handicapații ăștia, dar ce mai vor, dar ce nu le ajunge, dar să meargă la sănătate dacă sunt bolnavi. Așa se vorbește despre noi. Cei care sunt plătiți de noi și sunt în acest parlament. Este extrem de trist și de dureros. O să așteptăm să aflăm și să facem această intervenție a Ministrului Muncii pe care ne-a promis-o în această emisiune, tocmai pentru a lămuri dacă sunt sau nu sunt în pericol aceste venituri ale familiilor, să spunem, în care există persoane cu dizabilități. Dar bună una alta despre proiectul de buget pe 2019. Comentăm acum în direct cu analistul economic, domnul Bența. Bună ziua, domnule Bența, domnule Adrian Bența. Bună ziua tuturor, ne auziți, da? Aș vrea să-mi spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, ce credeți că a determinat această noutate în proiectul de lege pe 2019, punerea în sarcina administrației locale a suportării acestor cheltuieli cu asistență socială, în mod special pentru persoanele cu dizabilități? Voturile care vor urma. Din păcate, foarte mulți bani din acest buget recompensează anumite categorii socioprofesionale care votează în mod tradițional cu guvernul. Cred că este o decizie destul de cinică, dar explicabilă din punctul de vedere al votului. În momentul în care tu, ca și buget, asiguri niște bani din bugetul de stat, dar spui cetățenilor că, de fapt, acești bani sunt dați de primărie, ei devin captivi de decizia primarului respectiv și, într-un fel, sunt influențați de decizia primarului în funcție. Pe românește, vedeți că noi de la eu, primarul, o să-ți dau ție acei bani ca să-ți iei indemnizația, prin urmare ai grijă cu cine votezi. Deci, cred eu că această decizie este una strict politică de a ține captiv și niște categorii de persoane. Dar este o sumă destul de mare în joc sau este vorba pur și simplu de aceste calcule, rațiuni de ordin electoral? Credeți că e nevoie și de susținere pentru multe alte cheltuieli de la bugetul central și atunci nu mai erau bani pentru persoanele cu dizabilități? În niciun caz nu cred că intenția guvernului a fost de a lăsa fără bani acele persoane cu dizabilități. Din câte am înțeles și mai multe lor de poziții, atât ale Ministrului Muncii cât și ale Ministrului de Finanțe, a fost că există fondurile necesare, că s-au asigurat aceste fonduri necesare, însă procedura aceasta de dare prin intermediul primăriilor lasă loc de aceste discuții, lasă locul opiniei pe care eu am exprimat-o. Deci nu cred că se-a pus problema vreodată tăierii banilor respectivi, ci se pune problema controlului al modului în care acei bani ajung la persoanele, din păcate, cu dizabilități. Cel puțin ați văzut temerile categoriilor vizate de aceste modificări. Ele sunt reale și nu știu în ce măsură vor avea metode prin care să prevină riscul acesta al diminuării veniturilor proprii. Aș vrea să vă mai întreb, domnule Bența, pentru că este în dezbatere acest Parlament, se aduc o serie de amendamente în Parlament pe acest buget, pe proiectul acestei legi bugetare anuale. Care este părerea dumneavoastră? Se vor întâmpla modificări semnificative față de ceea ce știm din ce a comunicat guvernul? Aprobarea de acum a proiectului legii bugetului nu va fi cu foarte multe semnificații. Este dreptul opoziției să depună amendamente, însă unele sunt depuse într-un mod nejustificat. Nu poți să ai 1800 de amendamente la legea bugetului de stat, care are doar 40 de pagini. Poți să aduci niște modificări punctuale pe proiecte punctuale. Deci nu cred că vor fi modificări fundamentale. Întrebarea este însă de cu toată altă esență și aș vrea să pătrunde mai mult în structura acestui buget, respectiv dacă într-adevăr se va realiza această creștere economică prognozată la 5,5%, sau dacă ce se va întâmpla cu acest buget, dacă, Doamne ferește, avem o creștere mai mică, să zicem un 3,5%, sau, Doamne ferește, dacă avem o criză, un început de criză către sfârșitul anului, atunci, într-adevăr, va trebui să vedem cum modificăm bugetul, cine va face sacrificii și cine va avea tăieri de fonduri. Dar deocamdată... E greu de răspuns la aceste întrebări, da, nu? Deocamdată. Da, dar deocamdată prognoza mai este de creștere economică, nu atât de mare cât a spus guvernul, cu tot respectul pentru acele persoane. Nu sunteți atât de optimist. La calcule, eu cred că creșterea economică va fi mai mică, va exista în continuare, dar nu atât de mare. Și atunci va trebui să avem niște ajustări de buget către sfârșitul anului. Nu este absolut nimic nou. Avem și anul acesta, am avut două ordonanțe de rectificare bugetară și probabil și anul acesta, când am spus și anul acesta, mă refeream la 2018, desigur. Deși anul trecut am avut două ordonanțe de rectificare bugetară, prin urmare ne așteptăm și în anul acesta cu două rectificări, probabil una la iulie-august și una la noiembrie-decembrie. Și o ultimă întrebare, pentru că sunteți la curent cu aceste amendamente, mii de amendamente care se depun de regulă la proiectul de lege pentru bugetul din acest an. Aș vrea să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Sunt toate lipsite de conținut sau sunt și propuneri serioase, dar acelea sunt mult mai puține și pierdute așa într-un ocean de nimicuri? Pentru 1800 de amendamente, cu siguranță vei găsi cel puțin statistic câteva care sunt foarte importante. Însă depunerea unui număr atât de mare de amendamente nu are scopul de a trece amendamentele bune, ci de a bloca în sine procesul de legiferare. Nu este nimic nou, ar fi cunoscut în toată lumea. Dar este cumva o eroare voită, iertați-mă, a partidelor? Nu este nicio eroare voită, este cu o intenție de a se bloca procesul de votare a legii bugetului din diverse considerente. Poate cei care au depus într-adevăr acele amendamente cred în ele. Este dreptul lor ca să creadă în acele amendamente. Însă nu este o procedură la care nu ai un rezultat palpabil. Am înțeles. Și chiar o ultimă întrebare, iertați-mă. Administrațiile locale s-au plâns prin vocea marilor primarilor din marile orașe care au fost prezenți la București și au și protestat public. Sunt nemulțumiți că bugetele lor sunt mai mici. Cine are dreptate că nu ne-am lămurit până la urmă? Vor fi sau nu vor fi mai mici aceste bugete locale? Aș vrea să spun că bugetele primărilor vor scădea, sunt îndreptățiți. Ideea este însă de altă natură. Ce fac cu banii care îi dau? Pentru că dacă am fi mai chibzuiți, o să vedem în felul următor. Legea salarizării publice s-a dat dreptul de la acordare de salarii de până la 12 ori, 10-12 ori față de salariul minim pe economie. Observăm că în toate primăriile, din toate localitățile, au avut creșteri de salarii și nu au judecat rațional, astfel încât să te întinzi cât este pragma. De vreo 5-7-10 ani încoace, în fiecare an se produc niște cheltuieli mai mari decât și le permit respectivele localități, după care vin cu jarba înflăcat la guvern. Guvernul zice, băi, v-am dat autonomie locală, ia descurcați-vă și voi. Care e procedura? Procedurile sunt de fapt foarte simple. Primăriile cheltuiesc mai mult decât își permit pe diverse proiecte, poate sunt foarte bune, poate sunt deloc bune, după care vin cu jalba împăsat la guvern să ne dea. Anul trecut au fost acordate undeva la 2,53 miliarde de euro, acum vreo când 2-3 ani la fel câte 2,53 miliarde de euro. Părerea mea este că fiecare dintre aceste primării ar trebui să se limiteze la banii pe care îi reușește să se finanțeze, iar dacă vor mai mulți bani pentru investiții, să acceseze fondurile europene. Adică să-și pună oamenii plătiți foarte bine la treabă. Uitați-vă, vă dau un exemplu concret. Nu e vorba de politică aici, este vorba doar de exemplu. Oradea este o bijuterie de oraș făcută pe fonduri europene. Fiecare dintre aleși ăștia în funcție pot face așa ceva. Mulțumesc foarte mult, Adrian Bență, pentru acest comentariu asupra proiectului de lege a bugetului pentru 2019. Iată așadar cel puțin două valențe interesante ale modificărilor aduse în buget cu privire la administrațiile locale. Pe undeva interesul de a ține în mână electoratul, acest segment de electorat, pentru unii semnificativ, pentru alții mai puțin important, dar care este condiționat practic de plata de la primar a acestor sume de care spuneați dumneavoastră anterior, că asigură practic supraviețuirea și nici pe departe un trai decent pentru aceste persoane. Știți ce se întâmplă? Pe mine mă depășesc jocurile astea politice. Poate este varianta asta, ca să câștige nu știu ce voturi. Poate alegerile locale, iertați-mă, sunt puțin cam departe de momentul acesta. Da, poate că, nu știu, n-au mai avut bani și atunci au trebuit să dea în altă parte și au... Cu siguranță o rațiune există. Pe mine nu mă interesează jocul ăsta politic. Pe mine mă interesează faptul că aduce ducem într-un risc foarte mare acești părinți, aceste persoane cu dizabilități, pentru că, iată, avem deja nenumărate localități din țară care semnalează că nu mai au bani să plătească asistenții personali. Li s-au spus, de exemplu, în județul Mureș, în 3 localități, că vor fi dați în șomaj. Alt aspect extrem de grav este acela în care se creează instigare între categorii sociale. Avem un primar din județul Vrancea, din localitatea Vizante-Livezi, dacă nu mă înșel, care vine și spune ceva de genul: nu vom mai asfalta în localitate pentru că trebuie să dau bani oamenilor cu handicap. Deci dumneavoastră vă dați seama ce încrâncenare socială produce această măsură care, cum să vă spun, dincolo de jocurile politice și cifre, încalcă legi în vigoare, încalcă legea 448 privind protecția persoanelor cu dizabilități, în care banii sunt alocați de la bugetul central, încalcă prevedere majoră din programul lor de guvernare, al PSD-ului, al guvernului, în care vin și spun: aceste cheltuieli le vom prelua în totalitate la bugetul central. Încalcă articole din Constituție, din Constituția României, acolo unde persoanele cu dizabilități beneficiază de o protecție specială, adică le garantăm un minim necesar, iar această garanție vine prin niște fonduri venite de la bugetul central. Sunt foarte multe lucruri care sunt în neregulă. Nu am răspunsuri pentru ele. Ați primit explicații, să spunem, de natură juridică din Parlament, de la cineva care să vă ia această problemă și să o ducă undeva într-un cadru legislativ? Nimeni nu ne-a explicat juridic de ce au ajuns la această concluzie, cu atât mai mult la audiența excepțională pe care am obținut-o tot ieșind în stradă la ministrul Teodorovici, ministrul de Finanțe, când am aflat despre aceste prevederi din buget. Am avut o curiozitate, am avut o întrebare de principiu, nu numai a mea, a zecilor de mii de părinți din țara asta: de ce din tot bugetul României, care are niște mii de pagini și niște mii de titluri bugetare, doar asistența socială, dizabilitatea și copiii din orfelinate și adulții cu dizabilități sunt cu 0? Deci din toate titlurile bugetare au înțeles la noi să taie bugetul central. E o întrebare la care domnul ministru Teodorovici n-a răspuns și nimeni altcineva. Eu nu cred că așa se face descentralizarea. Descentralizarea nu o faci punând în risc categoriile vulnerabile. Altele sunt măsurile de descentralizare. Sperăm să le putem detalia și așteptăm în continuare să luăm legătura cu domnul ministru. Mergem însă mai departe și aș vrea să recapitulăm puțin ce solicitări au avut oamenii care au protestat în ultimele zile în stradă. Pentru părinții copiilor cu dizabilități, fiecare zi e o luptă, iar acum cer din răsputeri ca indemnizațiile și salariile însoțitorilor să fie plătite în continuare din bugetul central, nu din banii primăriilor. Băiatul meu are 18 ani, este cu tetrapareză spastică. De la naștere a fost prematur de 28 de săptămâni. Banii care a transferat la primărie, zice că o să-i recuperăm luna viitoare, pe el mănâncă luna viitoare. Sunt asistent personal pentru fiul meu. E ca un copil de 2 ani, trebuie spălat, îngrijit, hrănit, plimbat, făcut activități. Proiectul de buget pe 2019 a plecat spre Parlament în cea mai dezastruoasă formă, spun reprezentanții părinților. Acești oameni vor rămâne fără sursă de supraviețuire. Este unicul lucru pe care ni-l oferă acest stat indolent și ignorant. Proteste au fost nu doar la București, ci și în alte peste 20 de județe din țară, acolo unde oamenii au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile. În trecut veneau 90% din banii din buget veneau de la guvern și 10% din de la primăriile locale. Acum, dacă vin toți de la primăriile locale, cât o să vină? 10%? Cred că e foarte important pentru ei să aibă susținere din partea statului, pentru că știm că în România, în general, părinților le este greu să acopere costurile necesare. Ministrul Finanțelor le-a răspuns la finalul ședinței de guvern. Pe de-o parte, sumele pe care bugetul de stat le asigură la nivel local, pentru că aceste finanțări să continue fără niciun fel de sincopă, și o a doua prevedere, aceea de a fi sigur că primăriile, că UAT-urile plătesc aceste sume cu prioritate. Numărul adulților și copiilor cu dizabilități din România se ridică la 1 milion, spun reprezentanții ONG-urilor. Am revenit în direct și avem legătură telefonică directă cu Ministrul Muncii și Justiției Sociale, domnul Marius Budăi. Bună ziua, domnule ministru, mulțumim pentru... Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Pentru disponibilitatea de a interveni în această emisiune și a ne lămuri, a liniști oamenii dacă într-adevăr trebuie sau nu trebuie să-și facă griji legate de viitorul acestor bani pe care îi primesc de la bugetul de stat, deocamdată bugetul central. Eu am să vă rog să-mi acordați câteva clipe să pot lămuri, pentru că este o situație foarte, foarte clară. Eu sunt un vechi lucrător din asistență socială, lucrez din 1995 în acest sistem. Vă spun cu tot respectul, cunosc foarte bine problemele acestor oameni, lucrând pentru ei din 1995. De aia vă rog să aveți un pic de răbdare, explicația să fie un pic mai lungă. Vă rog. În legea bugetului, noi avem următoarele precizări. Dacă o unitate administrativ-teritorială, să spunem că poate avea o problemă la un moment dat și nu poate acoperi din finanțarea cheltuielilor acestea determinate de aplicarea prevederii articolului 5, alineatul 7 din legea bugetului, legea spune foarte clar, se repartizează în completare sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație. Deci am prevăzut orice fel de sincopă care ar putea la un moment dat să apară, care ar putea, repet. Deci am estimat toate riscurile pe care le-am putea întâlni, care, știu eu, orice s-ar întâmpla, am prevăzut aici. Cu alte cuvinte, ați prevăzut niște sume care vor putea fi mobilizate pentru plata acestor drepturi. Da, eu să vă rog să citesc și mai departe, să-mi permiteți, alineatul 17 de la articolul 6 din lege. Fac aceste precizări pentru a clarifica foarte bine cauza și vă rog să-mi permiteți. Vă rog. Deci, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată alocată unităților administrativ-teritoriale, da? Destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare, se regularizează în cursul anului 2019 cu bugetul de stat. Și avem un alt aliniat la același articol care spune la aliniatul 20, autoritățile administrației publice locale asigură cu prioritate plata acestor cheltuieli. Deci am avut grijă ca să nu existe niciun semn de întrebare și unitățile administrativ-teritoriale să nu fie puse într-o situație de a avea probleme. Eu înțeleg aceste prevederi, aceste precauții pe care le-ați luat, trecând în acest text de lege, aceste prevederi exprese. Dar vă întreb dacă vor fi probleme cu colectarea TVA și nu vor fi veniturile la nivelul estimat. Ce se va întâmpla? De unde se vor lua banii care să susțină regularizarea aceasta a plăților? Noi v-am spus clar și concis și am scris în lege că se va regulariza cu bugetul de stat ulterior, da? Se regularizează, uitați-vă, sumele defalcate de taxa valoare. Le citesc, alineatul 17. Am înțeles, dar inițial ați pomenit sumele colectate din TVA, de asta fac precizarea. Pentru că sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată se alocă unităților administrativ-teritoriale în vederea echilibrării bugetului. Și acele sume destinate finanțării acestui sistem de protecție și a plăților se regularizează în cursul anului 2019 cu bugetul de stat. Deci, toate măsurile de precauție, tot ce înseamnă o alocare suplimentară în anumite situații, dacă vor exista, le-am spus clar în lege că le vom regulariza în cursul acestui an cu bugetul de stat. Domnule ministru, înțelegem că este o garanție suplimentară pe care o dați dumneavoastră, sau personală, nu știu cum să-i spun, pe care o dați dumneavoastră acestei categorii sociale. Este o garanție. Marius Budăi e ministru trecător pentru minister. Este o garanție a guvernului PSD-ALDE că aceste probleme am prevăzut în lege tot ce am făcut analiză de risc și am prevăzut în lege tot ce s-ar fi putut întâmpla și am scris mai mult de atât că se vor plăti aceste cheltuieli cu prioritate. Mai am o întrebare importantă, aș zice eu, pentru a lămuri pe toată lumea. De ce ați recurs la această modificare? Care a fost motivul pentru care nu se susține în continuare această finanțare de la bugetul central? Vedeți, dumneavoastră, prin tot ceea ce am spus, prin echilibrare și prin tot ceea ce am spus, prin fonduri suplimentare alocate primăriilor și anume rămânerea la local la 100% din impozitul pe venit și alocările suplimentare, până la urmă ajungem la concluzia că tot de la bugetul de stat se plătesc, că tot aici, tot în această pătură bugetară, anvelopă bugetară ne încadrăm. Dar era un fel de dute vino între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Muncii, care făcea anumite centralizări, după care le dădea Ministerului Finanțelor și Ministerul Finanțelor trimitea banii direct unităților administrativ-teritoriale. Era un fel de birocrație mai lungă și am considerat atunci oportun să scurtăm birocrația, să ducem decizia acolo la locul faptei, asigurând, bineînțeles, și finanțarea. Deci, din punctul nostru de vedere, nu ați făcut un serviciu, ci ați făcut un deserviciu primarilor, spre exemplu, dându-le această sarcină suplimentară. Pentru că s-a vorbit în emisiunea anterior de posibilitatea, cumva, sau o intenție cumva ascunsă, că ar fi fost ceva cu iz electoral, de a lega oamenii și mai mult de dispoziția primarului, de a le plăti acești bani sau nu. Am o pare. De ce spuneți că am făcut un deserviciu? Nu. Spuneam că a fost emisă în emisiune această ipoteză, că poate a fost un calcul electoral care a stat la baza acestei decizii. Îmi cer scuze, vreau să vă spun un singur lucru. Atât timp cât voi fi eu în guvernul României, eu vă spun că lucrez din 1995 în sistem, dar nu am auzit nici la un coleg ministru, doamna prim-ministru, să fi pus într-o cheie electorală vreodată persoanele cu dizabilități. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Total această ipoteză, vă rog să-mi permiteți să spun, pentru că mă deranjează foarte tare această afirmație. Nu, e foarte bine că lămuriți lumea, vă rog. Când se face campanie electorală pe necazul oamenilor, este foarte grav. Exact, exact. Vă mulțumesc pentru această precizare. Nu avem această... nici nu mi-a trecut prin cap, am rămas interzis. Este una dintre lămuririle de care aveam nevoie în această emisiune și vreau să o rog pe doamna Turza dacă dorește să vă adresez o întrebare. Nu vreau să încheiem așa brutal dialogul cu dumneavoastră. Dacă mai aveți 2 minute să rămâneți, vă rog. Oricât stau la dispoziția noastră să clarificăm situația și aceste persoane să mai fie folosite în scop politic. Mulțumesc mult. Doamna Turza, vă rog o întrebare dacă aveți pentru ministru. Sigur că da. Aș vrea să vă pun și o întrebare nu tehnică, pentru că, din păcate, a trebuit să învățăm și finanțe în ultimele zile. Aș vrea să vă întreb, de ce, din toate titlurile bugetare ale acestui buget al României extrem de mare și stufos, ați ales să luați această măsură a trecerii buget zero pentru această categorie doar la dizabilitate și asistență socială? De ce ați început descentralizarea cu noi? Este o întrebare de principiu. Vă rog din suflet. Nu ne-a rămurit nici domnul Teodorovici, nici nimeni altcineva. Vă mulțumesc mult! Cu plăcere, stimată doamnă, vă mulțumesc pentru întrebare. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați fost și la comisia azi, nu? Da, da, da. Cred că acolo am explicat foarte, foarte clar ceea ce am decis. Haideți să clarificăm pentru a nu dezinforma sau pentru din dorința de a clarifica. Cred că la comisie ați văzut că mi-am dat tot interesul să clarific până la ultimul semn de întrebare această situație. Deci, chestiunea este în felul următor. Dacă o să spunem, și o să fiu de acord cu dumneavoastră să încep răspunsul de aici, că buget zero pentru asistență socială e o mare greșeală. Și haideți să ne uităm la tot ceea ce înseamnă finanțarea unităților administrativ-teritoriale, care este pe plus față de anul trecut, pe sume diferite, pe 750 de lei anul trecut per persoană, astăzi 1000 de lei, pe sume suplimentare. Domnul nicio ministru, primărie nu va avea... că nu am Excel în față. Cele 3 categorii de cheltuieli rămân încă zero în bugetul central. Despre asta vorbim. Nu despre creșterea indicatorilor per capita la nivelul localităților. Vă mulțumesc. Distinsă doamnă, haideți să ne uităm. Este zero la ce? Este anexă care anul trecut prevedea sumele aici, nu erau în bugetele unităților teritoriale. Dar nu folosiți această anexă. Nu știu dacă dumneavoastră o folosiți, dar se folosește în scop electoral în cazul acestor oameni și nu e cazul. Vă spun foarte clar, repet, cred că am fost destul de explicit și la comisie, știu că ați fost. Am spus Am citit în comisie, dacă recunoașteți, aceste articole pe care le-am citit mai pe diagonal aici pentru a nu ocupa toată emisiunea, dar dacă este cazul, solicit, Doamne, să-mi permite să citesc legea de la cap la coadă, numai să înțeleagă toată lumea. Nu va fi nicio sincopă. Avem sumele alocate în buget, avem finanțările suplimentare pentru autoritățile administrativ-teritoriale. Asta se întâmplă doar pentru indemnizațiile de însoțitori și asistenții personali. Iar persoanele cu dizabilități, toate persoanele cu dizabilități și ceea ce înseamnă venit minim garantat și alte prestații pe care Ministerul Muncii le avea în sarcina sa, au rămas în sarcina Ministerului Muncii. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Asta este purul adevăr acum, la această oră, cu cifre în față și cu legea în față, scris negru pe alb. Domnule ministru Marius Budăi, vă mulțumesc pentru aceste precizări, făcut așa la cald. Știu că sunteți în Parlament și de asta nu ați putut onora invitația la emisiune, dar să știți că ne vă așteptăm aici în platou la întrebări și răspunderi. Avem o gamă largă de probleme pe care va trebui să ni le lămuriți. Oricând, cu mare plăcere, pentru a stabili adevărul și a lămuri populația din România asupra deciziilor pe care noi le luăm în guvern. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc. Cu plăcere, la revedere. La revedere. Doamnă Turza, pentru că aici despre cifre este vorba de fapt. Eu am înțeles că există o schimbare de filozofie în a aloca, în a suporta aceste finanțări, pentru care avem deocamdată cuvântul unui ministru că nu se vor întâmpla sincope. Că nu se vor... Deci, cum să vă spun, ei... Au fost până acum, iertați-mă, în istoria, nu știu, de câți ani aveți dumneavoastră? De sau 10 ani. Cunoașteți un caz în care... Categoric. Puteți să dați un exemplu... Vă dau exemple concrete. Numeric, cu oameni reali. De 10 ani fac muncă de litigare pentru drepturile copiilor cu dizabilități, adică merg în instanță pe limba română. Îi reprezentați pe cei care... Au astfel de probleme? Astfel de probleme, inclusiv astfel de probleme. De 10 ani de zile, chiar cu bani de la bugetul central, oamenii nu primeau aceste drepturi, pentru că nu le ajungeau banii, că la acele regularizări nu veneau suficienți bani sau nu veneau deloc și așa mai departe. Deci probleme au existat chiar și cu bani direcționați de la bugetul central. Acum... Așa cum am spus, toate rămân pe autoritățile locale, iar acele garanții de care ne vorbește domnul ministru sunt niște garanții predictive. Adică noi suntem siguri că ei vor încasa sumele acestea de bani, pentru că noi am estimat că va fi o creștere a impozitului pe profit, deci pe niște estimări. Apoi vin și ne spun că se vor face regularizări și reechilibrări. Dar vedeți noastră, astea sunt niște discuții în poze mari. Până una alta, întârzierea de o lună, de 2 luni a salariului asistentului personal poate să ducă efectiv la situații care să atace supraviețuirea. Avem raport al Avocatului Poporului din 2012 sau 11, dacă nu mă înșel, pe vremea când autoritățile locale era așa cum au transformat acum, plăteau singure aceste cheltuieli și Avocatul Poporului vine și spune cum, de exemplu, o mamă a cerut să fie eutanasiată împreună cu fiul ei în casă pentru că nu mai avea din ce să plătească. Îmi amintesc acest caz. Da, deci noi venim din filmul acela. Iar acum ne îndreptăm din nou către zona asta, în condițiile în care, repet, toate reglementările internaționale, statele dezvoltate din Uniunea Europeană, în Statele Unite ale Americii, tot ceea ce înseamnă dizabilitate este garantată de un fond federal. Iar noi acum facem o minunată descentralizare pe spatele acestor oameni, așteptând și sperând și rugându-ne că oamenii ăștia vor încasa suficiente venituri din taxe și că la următoarea regularizare sau echilibrare bugetară, guvernul va pune și el umărul. Asta ne spune domnul ministru. Întrebarea se mai pune și îmi pare rău că n-am apucat să ne lămurim și asupra acestei perioade în care se face această regularizare. Pentru că dacă întârzie aceste sume, plata lor lunară întârzie, e un dezastru pentru... Este un dezastru și mie îmi pare, vă rog să mă credeți, că îmi pare teribil de rău că trebuie astăzi să vorbim despre bani. Aș fi vrut să vorbim despre drepturi, aș fi vrut să vorbim despre servicii, aș fi vrut să vorbesc despre școli inclusive, despre aceste lucruri. Dar ei ne aduc în această ipostază în care ne luptăm pentru ultima firimitură. De-aia suntem atât de disperați. Pentru că știți ceva, dacă aveam toate celelalte lucruri puse la servicii, în comunitate și așa mai departe, eu nu cred că interesul pentru această sumă ar fi fost atât de mare. Știți? Noi cu asta supraviețuiesc părinții și persoanele, adulții cu dizabilități din România. Haideți să spunem exact ce poate face astăzi. Haideți să dăm și un exemplu de categorie de handicap, de boală de care suferă un copil din această categorie și, practic, ce poate face părintele acela pentru a reuși o minimă, nu știu cum să-i spun, pentru că nu prea există integrare în societate, în foarte multe cazuri, dar totuși un minim de viață decentă pentru acea persoană. Bun, haideți să luăm, nu știu, de exemplu, să zicem așa, un copil sau un adolescent cu autism, nu vorbesc de sindrom Down, ca să nu spuneți că vorbesc de copilul meu. Un copil cu autism are nevoie de 5-6 ore de terapie pe zi, de diferite tipuri de terapie de recuperare. Și cât costă o oră de terapie? De la 100 de lei în sus. Un părinte cheltuie, în medie, între 4.000 și 6.000 de lei pe lună doar pentru terapii. Părinții care își permit. Cunosc sute de cazuri de părinți care au făcut credite la bănci și-au vândut case, și-au vândut mașini, și-au pus ipoteci ca să-și poată recupera copiii pentru că nu există servicii în comunitate. Alți, cum să vă spun, sunt probleme medicale complexe la care de cele mai multe ori fie ne ducem copiii în afară pe cheltuiala noastră, fie se fac chete naționale. Nu știu dacă ați observat că România a devenit o țară a chetelor naționale. Eu plâng în fiecare zi când mă aude încă un copil cu încă un diagnostic care trebuie în regim de urgență să meargă nu știu ce țară. Eu cred că lucrurile vorbesc de la sine. Asta este viața noastră, pentru că nu avem pârghii de sprijin. Nimeni nu pune umărul la creșterea acestor copii în condițiile în care noi suntem cetățeni, plătim taxe și impozite și credeți-mă că părinții ar vrea să meargă la muncă și să fie și ei contributori. Dar cu cine ne lăsăm copiii? Și atunci stăm pe cei 1200 de lei pe care ni-i dau sau nu ni-i dau. În ecuația asta ne aflăm. Este un scenariu dintre cele mai sumbre în care se poate gândi evoluția unui copil sau chiar viața unei familii. Stau și mă gândesc ce se întâmplă în zona cealaltă, în care acest copil crește, asistat permanent de părinte, cum spuneați de multe ori, este un singur părinte care se sacrifică, da? Și unde se ajunge? Care este viitorul acelui... La ce se ajunge? Se ajunge în continuare ca acești... Deci copiii noștri devin adulți, așa cum am mai pierdut generații până acum și rămân închiși în casă alături de niște părinți la rândul lor bătrâni sau bolnavi. Iar când aceștia se vor fi dus, oamenii ăștia vor îngroșa rândurile adulților din instituții. Pentru că se tot vorbește foarte mult despre asistența socială supradimensionată în România, dar soluții în care să scoți oamenii din această situație. Unde sunt? Vorbim de planuri de dezinstituționalizare de ani și ani de zile. Nu fac servicii în comunitate pentru acești oameni. Nu creează pârghii ca ei să poată fi scoși din instituție. Sunt discuții enorme de ani de zile, iar acești ani... Cred că toate se învârt în jurul banilor. În jurul banilor și al interesului, adică nu suntem importanți, nu e un subiect drăguț. Nu, e deranjant. Da, e deranjant, adică și oricum dizabilitatea a fost foarte tăcută întotdeauna. De ce? Pentru că este un efort colosal ca noi să ieșim în stradă. Enorm de mare. Nu este atât de ușor ca unui om care este în toate forțele sale să vină să-și spună oful. Este o situație aparte și cred că pentru foarte multă lume din această emisiune au reieșit multe informații care probabil că le scapă multora, nefiind așa un subiect popular sau nefiind un subiect la modă. Aș vrea să ne mai spuneți, nu știu cum să formulez, pentru că e o mare provocare și pentru administrațiile locale, nu doar o mare povară, e și o provocare. Mă întreb câți dintre primari vor reuși să susțină aceste nevoi ale persoanelor cu dizabilități în cheia viitorilor 2 ani, sau 2 ani mai sunt pe la alegeri, până urmează alegerile, dacă nu mă înșel, 1 an jumate, cam așa ceva. Pentru că ei vor plăti, deci cumva dumneavoastră sunteți mutați de la poarta guvernului la poarta primarului. Exact. Dar pe categorii, care este, să spunem, răspândirea geografică a acelui milion de... În linii mari, cum o putem descrie? Sunt câteva zone în care sunt cei mai mulți? Nu, este o repartizare relativ unitară. Deci cam toți primarii vor avea probleme. Categoric. E adevărat că undeva, dacă nu mă înșel, în zona Vaslui și încă un județ pe zona de est, avem mai mulți copii. Dar, în general, sunt în toată țara, adică dizabilitatea nu ocolește anumite zone. Deci toți primarii se vor confrunta cu chestiunea asta și a nu se înțelege că eu le plâng de milă primarilor, pentru că cu siguranță puteau să facă mult mai multe lucruri. Stau și mă gândesc dacă aceste centre de care spuneați n-ar fi trebuit cumva să pornească din inițiativă locală. Categoric, și din inițiativă locală și a comunității să creeze acele servicii pentru copii, centre de terapii, la astea ne referim, servicii în comunitate, ca părinții ăștia să nu mai cheltuiască averi sau să-i țină închiși în casă pe copii. N-au făcut-o. Vom mai vorbi despre acest subiect, vă promit asta, și vom vedea și care sunt calculele, cât costă pentru statul român întreținerea sau asigurarea sau asigurarea minimului pentru traiul fiecărei persoane cu dizabilități și care sunt de fapt soluțiile pentru a crește acest nivel. Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi și vom urmări acest subiect. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Până data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră.